După o lună de post negru în care s-au primenit spiritual prin rugăciuni, musulmanii se pregătesc pentru marea sărbătoare de Ramazan Bayram. Joi dimineață, bărbații vor merge la jamie, unde vor participa la slujbele religioase oficiate cu ocazia sărbătorii. Între timp, femeile pregătesc mâncărurile tradiționale. Spre exemplu, noi pregătim imam baildă, o musaca turcească, care se face cu vinete și cu carne tocată. E o mâncare specifică turcească. Facem o ciorbă, tot specifică turcească. Nu mai facem cocă mult așa, pentru că e cald. Totuși, pregătiți ceva și din coc, așa, cantități da, mici? Da, de exemplu, eu o să fac o plăcintă turcească care se numește geantă. Se face cu un aluat făcut cu sare, doar atât, se întinde, se fac, se pune carne și se bagă la cuptor. Altceva, friptură. Iar ca desert? Ca desert, specifica baklava, care nu trebuie să lipsească din meniu. Preparatele nelipsite de pe masa de sărbătoare sunt dulciurile, adică baklavalele și sarailiile. La o tavă mare, un ou cu albuși, cu gălbuși, cu tot, 7 linguri de ulei, 8 linguri de iaurt, o mânuță de sare, o lingură de oțet și făină cât cuprinde. Petrecerea va ține ca în povești 3 zile. În prima seară de Bayram, tinerii musulmani se vor distra la Toplanti, petrecere turcească ce va fi organizată în 3 cluburi din stațiunea Mamaia.